se aleargă până în capătul insuliței, acolo aleea se întoarce pe malul celălalt, venim, intrăm pe sub cortul acela care e montat de către primărie și a rămas acolo și venim și ne întoarcem pe partea aceasta, linia de sosire fiind acolo unde sunt domnișoarele, în spatele lor. 2 km a fost traseul participanților. Pentru ce ai venit astăzi aici? Pentru competiție. Ce scop ai? Să câștigi? Da, să iau locul 1. Să particip în continuare. Se promovează mișcarea? Da. Am venit astăzi să alergăm. Este promenada inimilor și ne-am hotărât să participăm. Vă place alergarea? Ne place, mai ales că eu sunt de meserie. Pot să spun? Instructor de fitness. Și ea este eleva mea la sală. Chiar dacă vremea a fost rece, acest lucru nu i-a împiedicat pe târgujienii dornici de mișcare să alerge pe insuliță. Intrăm pe suportul primăriei, revenim în stradă și aici, în capătul parcului, ne întoarcem pe aleea cealaltă, sosirea fiind acolo. Toți participanții au primit diplome și tricouri din partea organizatorilor. Promenada inimilor nu se află la prima ediție, iar reprezentanții clubului Rotary Târgu Jiu anunță că nu se vor opri aici.